Era vorbă că ne mută de aici, nu știm ce va fi soarta lor până la urmă. Că dacă vine cineva să adopte, dacă e mai în vârstă, sigur că nu s-are gadul. Trebuie să scot eu singură câinii sau să-l chem un băiat de la Vital, hai ajută-mă, ridicăm și da, și ducem scara ca să vadă, că omul vrea să vadă căței, că altfel cum să alege? Da. Păi greu, greu, foarte greu și pentru asta am gândit că mai mergem în audiență la domnul primar să facă drumul de acces. Am mai fost, dar am renunțat că nu. Am văzut că nu se mișcă nimic, nu este unde, efectiv. Trebuie să fie adăpostul departe de oraș, că sunt niște reguli și până nu se construiește undeva ceva mai în standardele europene, nu putem mișca. În august va fi 3 ani de când suntem aici. Am fost în chirie în pădure, acolo unde domnul Hofer are niște hală mare și acolo am fost, dar n-am putut plăti chiria. Și atunci ne-am apelat la domnul primar și am primit aici terenul. Numai problema că nu avem drumul de acces. Și asta ar trebui, am primit promisiuni, nu ar fi mare lucru, nu ne trebuie asfaltat, să arunce niște pietre, molos. Și atunci putem intra cu mașină, avem poartă mare, nu cățără, hai cățără pe gat și e problemă când dedus câinii l-a sterilizat. Dă-i peste gat, adu peste gat. Ne trebuie zilnic 5 saci de mâncare, înseamnă 50 de kilograme zilnic. Asta obligatoriu. Dacă careva se îmbolnăvește, rană mai specială, mai bună, la pitici, rană pentru junior și asta e foarte scump, umblăm la cerșit, căutăm sponsori, avem voluntari care nu vin la adăpost, dar fac handmade-uri și vindem handmade-uri, ieșim la sărbători, târgul de Crăciun, de Paști, 8 martie, 1 martie și încercăm să vindem lucrurile făcute de fete și mai apelăm la vecini, la cunoștință, la rude, dăm 10 lei, dăm 50 de lei. Trebuie să atragem atenția iubitorilor de căței, că foarte, foarte mulți iubitori sunt în oraș și țin că sunt iubitori de câini, dar să ne ajută, nu vine nimeni. Vin zilnic și rănesc căței, fac curățenie, ajut pe cei loviți de mașină, ducem la medic, sterilizăm căței. Cum începem să reînnoim, că după timp de 3 ani deja tot ce a fost făcută din lemn s-a putrezit și trebuie să golim, să facem curat. Cum găsim o femelă, ne străduim să ducem la sterilizat. Dacă e bolnavă, punem pe picioare, după ce s-o vindecat, le ducem și sterilizăm. Din 100 de câini, mai am vreo 6-7 nesterilizat. Au nevoie și de hrană, dar și de afecțiunea oamenilor, adică să fie periată, să fie mădărită, să iei bieții sar de bucurie ca copiii orfani. Că noi, în sfârșit, a venit cineva și ne mângâie să ne dea câte un leu, că dacă toți ne-ar da câte un leu, nu prea am avea probleme cu adunatul mâncării. Nu mai mult, un leu, 2 lei, avem cutia milei la pet shop-uri, la Gold Plaza, la medici veterinari și acolo se poate lăsa un leu, 2 lei, 5 lei, cine cât poate.